prietena detecție de metale. Azi m-am hotărât să fac o detecție. Tot pe arătură acolo e o ridicatură de pământ, să vedem. Deci o zonă de mai înaltă. Restul sunt mai coborât, deci se vede. Deci uitați cum urci în sus. Și să vedem ce găsim acolo. Văd că omul și-a arat, așa că putem săpa în liniște. Hai să vedem ce găsim. No, după un drum alevoios cu motocicleta mea, am reușit să ajung aici pe ridicatura asta de pământ. Și o să încerc acolo unde mai ridicat, să vedem dacă au stat niște daci acum 2000, 3000, 5000, 10000 de ani. Au stat acolo și au făcut scule. Dar pot să predau la muzeu, măi băieți, iau și eu un ban. Problema e pământul. La Arada, cum a fost ud, s-a făcut beton și un pământ argilos. Vedeți aici un pământ argilos? Dincolo? Mai jos, dacă vedeți, e pământul negru. Vedeți diferența? Încolo negru, aici argilos, argilos și acolo pământ negru. Da, asta e, ne chinuim, dar aici trebuie o târnăcop mică, o săpăligă. Da. Bun, hai să vedem. Salut, prietene, detecție de metale. În episodul trecut ați văzut că vreau să mă fac jandarm mascat și fără număr. Și dacă ai și un pulan ca lumea, bați nene de nu te bate nimeni. Dar asta și m-am gândit. Ce naiba să mă fac eu jandarm să bat oameni nevinovați pentru un salariu mare și prime? La urmă, la judecată, o să dau socoteală pentru faptele făcute să bat oameni nevinovați. Așa că nu mă mai fac nici jandarm. Nu m-am făcut nici șef la statul paralel, dar nu mă mai fac nici jandarm. Gata. Să se facă jandarm cine vrea. Așa că știu ce o să mă fac. O să mă fac ministru al justiției. Pentru voi, astăzi, în premieră, ministrul justiției. O să mi-am adus și spula. O să fiu moartea din Carpați. Nu, moartea din Carpați e Moroșan, nu pot. O să fiu moartea din Vrancea. Și o să merg să fac o justiție cum știu eu. Cine nu face cum zic eu, cine nu joacă cum cânt eu, am scula pentru ei. Cine joacă cum cânt eu și face cum dau eu ordine, o să fie bine. Am și o străistuță, o vedeți? Străistuța ministrului. Și în ea, punguță fermecată. Ea se ceară ministru pentru judecători și procurori, cei care știu cum să dea sentințe. Ia uitați ce are ministru! Vedeți? De acum încolo, judecătorii și procurorii vor primi mită! Să dea sentințe strâmbe! Bica! Dacă ți se termină banii din pana mea, uite aici, vii la mine și îți dau cât vrei! Fără număr, fără număr, fără număr! Ministrul Justiției! Hai băieți, l-ai căutat comări! Hai să căutăm comări, băieți și fete! Început un fier, ia să vedem. Ia uitați, prima comară. Prima comară ministrului justiției. Hai să vă focalizez. Prima comară. Dacă nu țin bine. O jumătate potcoavă norocoasă. Ministrul justiției, cel mai bogat om. Bun, băieți, hai că opresc să mai rămână din film. Ne vedem la prima comară, următoarea comară, că una am găsit-o.
Hai, băieți și fete! Ministrul Justiției să vă arată în direct cum se scoate o comoară. Deci, auziți și voi. Vedeți? Acolo e comoara. Se vede. Să vă arăt cât de scârbos e pământul ăsta de săpat. Așa. Ia uitați. Ia, parcă am fi în Italia, aia mai au așa pământare. Iată ce este de aici, măi băieți și fete, măi. Ce cum a regăsit ministrul justiției. Scoate ministrul justiției comoara în direct. Ia uitați-o, comoara, o vedeți iasă. O vedeți, acum, o vedeți comoara. Asta e comoara găsită azi de ministrul justiției. Da, și ia se mai e ceva. Nu mai e nimic, vedeți? Da, v-am adus pentru voi doi bulgărași în care se aude ceva. Nu i-am scos. Vedeți? N-am scos că am zis să vi le arăt în direct, că știu că asta vă place. Dar pământul foarte tare, ia, uite. Ia. Ia, zice și voi. Zici că e piatră, măi. Așa, bă, mă, n-am prins până acum. Acolo, nu-i? Acolo, nu-i? Tot aici. Ia să vedem. Mai sparge în cărămida. Aha, a ieșit comoara lui. Lui tete. Vedeți? Altă comoară. Nu, no, bun. Haideți că mai e un bulgăraș. Am zis să vă arăt în direct. Așteptați. Asta era bulgărașul. De fapt, fiind ministrul justiției, am voie să greșesc, nu? Doar sunt șeful. Aici pe colț pare ceva. Dar ministrul șeful poate să zică și că rahatul Ibici. Fiind ministru, trebuie să zică toată lumea, da? Aveți dreptate, tovarășul ministru. Dumneavoastră reprezentați justiția. Adevărul, dreptatea. Ce iubește Dumnezeu, adevărul și dreptatea. Uitați comoara, băieți! Uitați comoara, băieți, a ministrului justiției, care și dacă greșește, atâta ne aburește încât zice că el are dreptate și noi suntem proști. Da, bă, eu zic că cu ocazia asta să vă arăt și ce am găsit într-o jumătate de oră, că nu mai caut aici nimica, terenul-i prost, n-a stat nimeni pe aici, dar ce au fost, dar au fost invizibili, așa că... Să vă arăt comorile mele. Să le punem aici. Asta eu am și lăsat așa în pământ să arate frumos. Da, bun, ia să focalizăm acolo. Așa, așa. Bun, cam așa, băieți și fete. Ministrul Justiției vă arată comorile găsite de el. O bucată de pământ cu un ceva. Un fel de cui ceva îndoit. O tablă! Tabla! O tabliță! Ăsta e un fier! Un cui mare! Un cui mic! Hai că-mi cad din mână! O altă tabliță! Ăsta e un fier care, uitați cât m-am chinuit să-l scot cu lopata, l-am izbit colo, ia uitați, colo! Și cred că se vede cum lucește. Era înțepenit în pământ. Așa și... Prima jumătate pot căra, că n-am crezut că o să-mi aduc o comoară, dar mi-a adus numai fiară vechi. Băieța, aici se oprește detecția mea. Ia să vedem cât e ceasul, ca să nu ziceți că mă păcălesc. 12:30, o jumătate de oră, exact o jumătate de oră, dar nu am găsit nimic. Mai caut, mergând așa gale spre motocicleta mea, care o să vă arăt acolo. O vedeți? O nouă comoară a ministrului de justiție, o superbă tablă și aici în bulgărele acesta o superbă jumătate de potcoavă nenorocoasă. Asta a fost pe drum spre motocicletă, așa că
Mă urc pe motocicletă și dau bice și merg acasă, că m-am săturat de fiară vechi. Imediat trece o oră de când umblu pe fiară vechi. Vă salută ministrul justiției, Georgel Căutător de Comori. Ca ministru al justiției, eu, care sunt, TT-ul, țin să vă anunț că s-a încheiat ziua de detecție. Am găsit o grămadă de comori pe care o să vi le arăt. Ce să vă zic mai mult? O să umblu cu coasa mea să căsătesc tot ce e curat și cinstit în România și o să înlocuiesc cu mafie, corupție, șpagă, hoție și toate porcările. Exact cum era în anii 90. Ne întoarcem în anii 90 când s-a furat tot și nimeni n-a furat nimic și nimeni n-a văzut cine fură. Acolo ne întoarcem cu mine, ministrul justiției. No, acum să vă arăt ce am mai găsit. Stați că ne întoarcem, așa. Ia să vedem. Deci, aia sunt gunoaiele, bucăți de fiar, un șurub, un fel de închizătoare la ușă, cred că era pentru închizătoare. Și aici, comorile. Prima jumătate de potcoavă, a doua jumătate de potcoavă, niște cuie și un fier. No, după cum știți, o să le las aici, la marginea drumului. De ce le las? Pentru că peste 2000 de ani, un arheolog o să le găsească la oaltă. Și o să zică, uite ce făceau dacii. Și acestea, așa. Aici o să rămână să le las în drum, mai sparge cauciucurile la careva. Așa că am strâns sculele și plec acasă. Mă întorc cu motocicleta mea. Denied. Nope. You suck. Everybody put your hands in the air. Get over here. Toasty. Ha. Hey, what happened? Denied.